Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță, suntem pe arena Francis von Neumann din Arad, acolo unde se dispută ultimul meci și ultima miză din fotbalul românesc din prima ligă. Utaș apără dreptul de a rămâne în prima divizie cu Gloria Buzău. Centrare bună, gol! Postolachi! Prima fază fixă pentru UTA, gol marcat de Arădeni, Virgiliu Postolachi îl învinge pe compatriotul său, Denis Rusu. Și iată ce entuziasm în tribune, nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă UTA ar pierde meciul acesta. Cred că ar fi o adevărată dramă, așa cum a fost de altfel, spuneam și în... Centrare pe jos, mingea ajunge la Cășeru, se întoarce frumos, șutul este însă pe lângă poartă. Ce frumos a pivotat, aici se vede experiența, aici s-a văzut experiența lui Cășeru. Pop pentru Anton, urmează șutul lui Hocelari, Ghindriș, cred că este offside, Fanionul a rămas jos, Ghindriș finalizează impecabil, dar am impresia că a fost în afara jocului, vom vedea, se va verifica la VAR, spuneam acolo se află Marcel Bursan și Stelian Slabu, nu este offside, este gol perfect valabil. 2-0 pentru UTA și în acest moment UTA este foarte, foarte aproape să-și îndeplinească în sfârșit obiectivul de a rămâne în prima ligă. Vitkorski, centrare bună, gol! Dublă Ghindriș! 3-0 UTA și este șahmat în acest moment, în 25 de minute, nu cred că Gloria Buzău mai are cum să revină. Un erou atipic, Ghindriș, dar să vedem dacă se și pune golul, să vedem dacă a fost offside, ia să vedem, nu e, e gol valabil și acesta. Trei goluri marcate în urma a trei cornere. Până la urmă. Și poate fi mai grav. Iată ce pasă primește Postolachi. Postolachi 1-1 cu Rusu. Scoate până la urmă. Denilor din această partidă. Dar Postolachi totuși cred că putea finaliza mai bine de atât. Ce ciudat, ia să vedem, aici se va vedea, da, e minge deviată, 3-1. Încă nu e jucat de tot meciul. Steaua n-a avut drept de promovare, ce greșeală face Denis Rusu, poate profita Albert Stahl, preferă pasa pentru Postolachi, gol! 4-1, e gata! De data asta chiar e gata, dublă Ghindriș, dublă Postolachi, iar petrecerea poate începe. S-au bucurat cu destul de multă reticență suporterii arădeni, dar acest gol aduce liniștea. Frumos din partea lui Albert Stahl să îi oferă asistul lui Postolachi. Nu știu câți jucători ar fi dat pasă într-o astfel de situație. Abeit pentru Otele. Își face mingea pentru șut. Gol! Iată ce rămas bun și ia Otele de la suporterii arădeni.
Este, spuneam, ultima sa prestație în tricoul Lutei. Va fi o despărțire a lui Otele de echipa arădeană. Scor puțin cam dur pentru Gloria Buzău. Ce finalizare frumoasă! Rusu doar atinge cu vârful degetelor. Și este fluier de final. Victorie clară a UTEI, care astfel câștigă dreptul de a juca în prima ligă și în stagiunea următoare. Începe sărbătoarea aici la Arad. Se încheie așadar un sezon cu bune, cu rele, cu de toate.